această seară vrem să privim împreună la acest psalm minunat, psalmul 95, un psalm care ar trebui să fie foarte recent în gândurile noastre, pentru că a fost menționat de repetate ori și dimineață în mesajul din Cartea Evrei. În această seară vrem ca să privim împreună la acest psalm și să medităm asupra lui, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne îndemne, să ne poruncească prin acest psalm și să mergem înaintea lui Dumnezeu și să aplicăm acest psalm, să facem ceea ce psalmul ne poruncește ca să facem, și anume să ridicăm glasurile noastre, să strigăm la Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu, să venim cu laudele noastre, cu cerințele noastre, cu închinarea noastră înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu, și să facem asta prin cântare, prin rugăciune, să facem asta și prin sărbătorirea cinei Domnului în această seară. Psalmul 95 face parte dintr-un set, dintr-o grupare de psalmi. Unii comentatori ar spune că de la psalmul 95 până la psalmul 100 sau chiar de la psalmul 92 până la psalmul 100 ar fi de fapt o singură cântare de laudă compusă din multipli psalmi. Și dacă vă uitați la acest set de psalmi, vă încurajez să-i citiți acasă, de la 92 până la psalmul 100, veți vedea această tematică de laudă, de închinare, pentru frații care se ocupă de această slujire de a conduce biserica în închinare și aveți nevoie de texte pentru chemarea la închinare. De la psalmul 92 până la psalmul 100 este chemare de închinare după chemare de închinare, da? Vedeți că această tematică este peste toți. În psalmul nostru, de asemenea, este o mare chemare la închinare. Este o temă centrală a psalmului. Versetul 1 începe cu o chemare la închinare. Veniți să strigăm de bucurie către Domnul, să strigăm către stânca mântuirii noastre, să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude și să strigăm către El prin cântări. Da? Diverse traduceri aranjează acest verset în diferite feluri. Am văzut, de exemplu, când fratele Sorin a citit din traducerea Cornilescu, că avea alte sintagme, altă aranjare. Traducerea expresiilor din acest psalm, din acest verset mai ales, despre ceea ce înseamnă de a ridica glasul în închinare, este extrem de complexă în limba ebraică și foarte greu de tradus sau foarte greu de exprimat. Ea se referă la tot ceea ce înseamnă sunetul închinării. Vom vedea că închinarea are diverse activități, are diverse chiar aspecte fizice care sunt prezente. Și atunci când copilul lui Dumnezeu se închină, se produce un sunet al închinării, un strigăt, în lipsă de alte cuvinte, o gălăgie a închinării. Există o gălăgie duhovnicească a închinării când copilul lui Dumnezeu strigă către Dumnezeu, cântă către Dumnezeu, ridică glasul în cântare, fie acompaniați de instrumente, fie fără, în cazul nostru fără, pentru că nu sunt la dispoziția noastră, nu avem instrumentiști din biserică, dar ridicând un strigăt de laudă și de închinare către Dumnezeu. Este una dintre temele centrale acestui psalm. Nu știm cu exactitate cine este autorul acestui psalm, dar dacă ne ghidăm după ceea ce ne învață Sfânta Scriptură în Cartea Evrei, am putea spune că autorul este cine? Cine a urmărit cu atenție studiul cărții evrei împreună cu fratele Andrei și probabil ați sărit deja de la capitolul 3 la capitolul 4, nu v-ați răbdat. Cine zice autorul cărții evrei că a scris acest psalm? David, da? David este autorul acestui psalm conform cărții evrei. Și probabil că David este autorul acestei grupări de psalm. Cu siguranță toată cartea psalmilor este într-un fel atribuită lui, dar probabil că acest psalm este scris de David și această grupare de psalmi. Acest psalm are o structură destul de ușor de urmărit. Mulți sugerează o structură în două părți, zicând că există prima parte de la versetul 1 până la versetul 7, de exemplu, unde este o chemare la închinare,
După care există un avertisment din partea lui Dumnezeu. Și mi se pare o structură bună această împărțire în două. Eu aș sugera ca să fie cumva mai ușor pentru noi de urmărit toate temele, tematicile acestei psalm, să-l împărțim în trei aspecte. Primul aspect este această chemare la închinare, care o vedem de la versetul 1 la versetul 2, care o vedem din nou de la versetul 6 la versetul 7. Deci această temă centrală, această chemare la închinare care există în acest psalm. După care vedem că se dau anumite justificări sau motivații pentru această chemare. Vedem lucrul acesta denotat prin acest cuvânt cheie căci. După ce avem chemarea de la versetul 1 la versetul 2, de exemplu, această enunțare, veniți să strigăm de bucurie către Domnul, în versetul 3 începe o serie de motivații. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți zeii. Și continuă aceste motivații și vedem din nou repetată exact această tematică, acest tipar, chemare la închinare, versetul 6 și 7 și din nou căci... Da? Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui. Motivația pentru această chemare și a treia tematică, a treia parte a psalmului, de la versetul, de la sfârșitul versetului 7 până la versetul 11, este acest avertisment. Avem chemarea la închinare, motivațiile pentru această închinare, pentru această laudă, pentru această chemare și avertismentul, dacă astăzi am auzit această chemare ca să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, dacă astăzi am înțeles care sunt motivațiile pentru această închinare, trebuie să știm că nu putem să stăm nepăsători față de această chemare, față de această poruncă și există această serie de avertismente prezente de la versetul 7 la versetul 11, care este deosebit de relevantă acest avertisment și pentru noi, cei care venim duminică de duminică, miercurea de miercurea și auzim cuvântul lui Dumnezeu provăduit și suntem chemați la închinare și s-ar putea ca să fim în acest pericol de a sta nepăsători față de această poruncă și responsabilitate de a ne închina, de a lăuda pe Dumnezeu. Vreau ca să parcurgem aceste trei aspecte, aceste trei mari tematici din acest psalm și vreau ca să ne ghideze în această seară în închinarea noastră, în rugăciunea noastră, să fie motive de rugăciune pentru noi în ceea ce înseamnă viața noastră de închinare ca și biserică și personal. În primul rând, vedem această chemare la închinare și vedem că ea are câteva aspecte prezentate aici. În primul rând, vedem că și în versetul 1 și în versetul 6 suntem chemați să venim, să fim strânși la oaltă la închinare. Închinarea începe prin această mișcare prin care copiii lui Dumnezeu se mobilizează să se închine. Se strâng la oaltă și se închină lui Dumnezeu. Lucrul acesta este esențial. Într-adevăr, poți ca să ai o viață de închinare în particular. Există o viață de închinare în particular. Există o viață de închinare în cămăruța ta când te închini prin rugăciune. Există o viață de închinare în mașină când cânți lui Dumnezeu, când cânți cântări de laudă lui Dumnezeu în trafic. Da? Există o viață de închinare prin felul în care trăiești viața ta ca totul să fie spre slava și spre lauda lui Dumnezeu. Dar există ceva deosebit și ceva special atunci când sfinții, atunci când aleșii lui Dumnezeu vin la oaltă și se strâng ca să închine înaintea lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu împreună. Lucrul acesta necesită o mișcare. Lucrul acesta necesită o schimbare în timp și spațiu. Trebuie să părăsim casele noastre, trebuie să ne incomodăm, trebuie să sacrificăm din timpul nostru. De ce? Pentru că considerăm important să venim ca împreună să ne închinăm Lui. Și ceea ce putem face împreună în închinare, nu putem face în particular. Ceea ce putem experimenta împreună, nu putem experimenta în particular. Nu putem îndeplini această poruncă, această responsabilitate de a lăuda și de a te închina înaintea lui Dumnezeu, împreună cu frații tăi, împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât
împreună cu poporul lui Dumnezeu. Este important ca să venim și să ne închinăm lui și să ne îndemnăm unii pe alții la acest lucru. Este important dacă unii dintre noi lipsesc în această seară de la închinare, să-i sunăm după închinare și să-i întrebăm de ce nu ai venit să ne închinăm lui, să-i cântăm laude, să strigăm de bucurie. Ce altă bucurie superioară a existat în viața ta care te-a propulsat mai puternic, mai mult, ca să-ți dedici timpul, efortul, energia, ca să mergi acolo? Este o chemare la închinare care necesită o mobilizare. Trebuie ca să ne strângem la închinare. În al doilea rând, vedem că închinarea, odată ce există o strângere în timp și spațiu, închinarea are parte de diverse activități. Da? Vedem că există această strigare de bucurie. Această strigare de bucurie către Dumnezeu în cântare, în rugăciune. Vedem că există o anumită mișcare sau fizicalitate în închinare. Ne plecăm, ne proșternem înaintea lui Dumnezeu, îngenunchem. Cred că aspectul ăsta este destul de pierdut în adunările din ziua de astăzi, da? Unii dintre noi poate nu îngenunchează că nu putem, avem operații. Dar cei mai mulți dintre noi, ni s-ar părea straniu ca în ziua de astăzi să ni se mai ceară în adunare să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. Poate nici nu îngenunchem în casă înaintea lui Dumnezeu. Ni se pare că ne-am umilit prea mult ca să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu sau ca să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu. Felul în care ne manifestăm fizic, felul în care ne îmbrăcăm, felul în care ne comportăm, spune ceva despre starea noastră lăuntrică. Da? Felul în care comunicăm non-verbal. Dacă te duci la soția ta, vii acasă de la servici și vezi că e supărată pe tine și vrei ca să-i treacă supărarea și începi să nu știi, dragă, eu te iubesc foarte mult. Așa de mult te iubesc eu pe tine. Ce credeți că va spune? Dacă eu vorbesc cu soția mea. Dar eu te iubesc. Care e problema? Versus, dragă, eu așa de mult te iubesc. Deci te iubesc în toată ființa mea. Există o comunicare non-verbală, felul în care ne manifestăm, felul în care ne îmbrăcăm. De aceea, de exemplu, înțelegem aspectul ăsta. Dacă eu mă duc în oraș cu soția mea, da, vineri seara o scot în oraș, de exemplu, mă îmbrac mai frumos decât mă îmbrac joi seara sau miercuri seara. De ce? Pentru că vreau ca să înțeleagă că ea este importantă pentru mine. Și vreau să înțeleagă lucrul acesta pentru că am pus deoparte un timp, pentru că am ales un loc în care să mergem, pentru că m-am îmbrăcat într-un mod deosebit. De ce pot înțelege lucrul acesta? Și oricare dintre noi poate înțelege lucrul acesta față de cel drag al nostru, față de soț și soție, și nu putem înțelege lucrul acesta de multe ori în ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Creștinul modern zice, păi ce trebuie eu acum să mă îmbrac în mod deosebit să vin la biserică? Pentru că să te îmbraci în mod deosebit, să te duci la lucru luni dimineață, nu să te duci în pantalon scurt. Dacă șeful tău nu vrea ca să vii în pantalon scurt la birou, te vei duce la costum la birou. De ce? Pentru că îl respecti pe șeful tău. Nici măcar nu îl iubești pe șeful tău, probabil, dar îl respecti suficient de mult. De ce e greu ca să înțelegi că dacă Dumnezeu reprezintă ceva deosebit pentru tine și dacă te duci ca să te închini lui împreună cu copiii lui, trebuie să fie o sărbătoare, trebuie să fie un eveniment special. Și lucrul acesta trebuie ca să se vadă în tot ceea ce facem. Prin felul în care ne strângem, prin faptul că ne strângem la oaltă, prin ceea ce facem acolo, prin ceea ce cântăm, prin felul în care ne rugăm, prin felul în care ne îmbrăcăm, totul trebuie să comunice faptul că noi am venit ca să ne închinăm lui Dumnezeu, faptul că îl prețuim pe Dumnezeu. Lucrul acesta se arată prin activitățile noastre, prin activitatea noastră, în închinare, inclusiv prin manifestarea noastră în mod fizic, prin ceea ce comunicăm în mod non-verbal, da? În mod non-verbal. În al treilea rând, trebuie să existe o anumită atitudine. Există un timp și un spațiu în care ne închinăm, în care le lăudăm pe Dumnezeu, există anumite lucruri care le facem acolo și cu siguranță scopul psalmului nu este să prescrie toate lucrurile care trebuie să le facem în închinare, da?
Biblia ne arată însă, și știm lucrul acesta, peste tot în Scriptură, diversele elemente de închinare și diversele forme care acele elemente trebuie să aibă. Și în al treilea rând, există o atitudine care trebuie să fie prezentă în închinare. Nu este doar o chestie mecanică, nu este doar un ritual. Trebuie să existe bucurie, ne spune psalmistul. Trebuie să există laudă, trebuie ca să venim cu smerenie. Da? Acum, bucuria, deși deseori este pervertită și distracția este arătată ca și bucurie, bucuria este căutată mult astăzi. Smerenia în închinare este mai puțin căutată. Îngenuncarea în închinare, proșternarea aceasta în închinare, ca și atitudine, este mai puțin căutată. Reverența în închinare. Nicăieri nu veți găsi în Sfintele Scripturi oameni care ajung la propriu în prezența lui Dumnezeu și încep să râdă. Da? Nicăieri. Cum există astăzi, de exemplu, râsul Duhului Sfânt în mișcările carismatice, da? Promovate inclusiv prin România, în tot felul de mișcări, inclusiv de tot felul de, între ghilimele, teologi români de genul Iosif Țon, care promovează tot felul de treziri din ăștia, gen de la Toronto, de la Bill Johnson și așa mai departe, unde ei râd și se prăbușesc, să tăvălesc pe jos, pentru că ei sunt copleșiți de Duhul Sfânt. Isaia nu începe și râde în hohote când ajunge în fața lui Dumnezeu. Isaia își vede păcătoșenia lui și se prăbușește în lăuntru lui și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, închinarea înaintea lui Dumnezeu trebuie să aibă o atitudine corectă. Trebuie să fie o atitudine de bucurie pentru cel credincios, trebuie să fie un izvor de laudă, dar trebuie ca să fie o îngenunchiare, o smerenie înaintea lui Dumnezeu. Păi frate, cum pot ca să fiu în același timp și bucuros, exuberant, și smerit și îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu? Foarte simplu! Dacă lucrarea Duhului Sfânt este prezentă în tine, da? Lucrul acesta va fi o realitate. Dacă nu, n-ai cum să înțelegi cum poți fi în același timp plin de o bucurie care se revarsă din tine și prăbușit înaintea lui Dumnezeu în smerenie în același timp. Nu poți experimenta așa ceva decât atunci când Dumnezeu lucrează asupra inimii tale și în lăuntru inimii tale. Și de aceea foarte mulți în ziua de astăzi, încercând să imite, să falsifice ceea ce ei găsesc în Biblie, cad în două extreme. Ori într-o smerenie falsă, într-un fals ritual, unde toată lumea merge și foarte tăcut și fără niciun pic de evlavie sau energie, pur și simplu se practică ritualul. Da? Ori într-o exuberanță, într-o bucurie din asta scăpată de sub control, dar care nicio treabă cu o închinare adevărată înaintea Dumnezeului adevărat, cel de trei ori sfânt. Echilibrul acesta între o bucurie fără măsură care o produce Duhul Sfânt, o bucurie eternă, o bucurie veșnică și această smerenie, această îngenunchiare înaintea lui Dumnezeu este produsă de Duhul Sfânt. Se întâmplă atunci când omul, în mod real, se întâlnește cu Dumnezeu. Bucuria aceasta despre care vorbește Scriptura nu arată ca și bucuria lumii. Bucuria aceasta deseori vine în lacrimi. Bucuria aceasta deseori se află pe genunchi. Bucuria aceasta deseori se află căzut cu fața la pământ înaintea Dumnezeului adevărat. Nu în râs și în glume proaste, și în distracție, și în concerte. Al doilea rând, cea de-a doua mare tematică sunt motivațiile pentru această chemare la închinare. În primul rând, ni se arată aspectele motivației universale. Ni se arată faptul că toți oamenii au o motivație supremă să se închine lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt datori în mod universal să se închine lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este creator. Nimeni nu este scutit de această motivație. Nimeni nu este scutit de această obligație. Dacă ești o făptură creată, datorezi onoare, slavă, cinste, ascultare celui ce te-a creat. Da? Simplu. Principiul ăsta din nou îl înțelegem din punct de vedere natural. De exemplu, în România, părinții mai au zicala asta urâtă de altfel, care zic copiilor care ne ascultă: măi,
Eu te-am adus în viață, eu te termin, da? Eu te-am făcut, eu te... De ce spun asta? Pentru că sunt neînțelepți, da? Dar principiul de bază în neînțelepciunea asta e unul destul de corect. Și anume, ei înțeleg că copilul respectiv, care își datorează natural vorbind, nu vorbim aici supranatural și de fapt că Dumnezeu este cel care dă viață, dar natural vorbind, își datorează viața părinților. Ei l-au conceput, mama l-a adus în viață și părinții l-au hrănit, părinții l-au îngrijit, părinții îl susțin în viață. Și părintele la un moment dat se uită la copil și spune: tu mi-ești dator ca să mă respecti. Tu mi-ești dator ca să mă asculți. Pentru că ai viață din cauza mea și pentru că ești susținut în viață din cauza mea. Înțelegem principiul, da? Acum, care dintre noi are viață de la sine? Care dintre noi s-a adus pe sine în existență? Care dintre noi nu există pentru că a fost de fapt creat de Dumnezeu? Orice făptură creată datorează dragoste, respect, închinare creatorului său. Și argumentul care este adus aici este că motivația este pentru închinare faptul că Dumnezeu este creatorul nostru. El este unicul Dumnezeu adevărat. Și acest titlu de Dumnezeu creator, de singurul Dumnezeu care a creat totul, este exclusivist. Poate exista doar un singur Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. Poate exista doar un singur Dumnezeu care n-a fost creat, care există din totdeauna și care a adus în existență tot ceea ce există. Nimeni altcineva decât Dumnezeu nu poate ca să-și atribuie aceste calități. Căci Domnul este Dumnezeul mare, este un împărat mare mai presus de toți zeii, de toți ceilalți dumnezei falși, da? El ține în mână adâncimile pământului, iar înălțimile munților sunt ale lui. Tot ceea ce se vede, spune psalmistul, tot ceea ce este creat, a fost creat de mâinile lui Dumnezeu și toate sunt ținute de Dumnezeu. Doar unul singur poate ca să-și atribuie aceste realități. A lui este marea. El a făcut-o. Iar uscatul, mâinile lui l-au întocmit. Doar Dumnezeu poate cere închinare, laudă, loialitate, ascultare de la orice făptură, pentru că doar Dumnezeu este creatorul. Oricine își asumă acest rol în afară de Dumnezeu, este un Dumnezeu fals. Este un Dumnezeu fals, este cineva care vrea să asurpe, vrea ca să fure slava și atributele lui Dumnezeu. În al doilea rând, vedem că psalmistul ne dă motivațiile personale. Motivațiile personale. Motivațiile universale sunt valabile pentru orice făptură creată. Și sunt minunate. Faptul că noi existăm pentru că Dumnezeu ne-a creat. Faptul că suntem în viață pentru că El ne susține. Faptul că legile naturale, legile naturii, așa cum le cunoaștem noi, să mențin, este doar faptul că Dumnezeu exercită puterea Lui asupra acestui pământ ca ele să se mențină. Vorbești cu oameni care sunt agnostici sau atei și îți vorbesc despre faptul că lumea aceasta poate fi explicată prin legile naturale. N-ai nevoie de Dumnezeu pentru că noi acum înțelegem că există gravitație. Este o prostie. De ce? Faptul că înțeleg că obiectul acesta tras către centrul pământului de gravitație va cădea în jos și nu în sus. Nu este un răspuns la întrebarea de ce trebuie să fie așa? De ce mâine n-ar putea ca să plutească în sus? Pentru că există o lege a gravitației și asta îți garantează faptul că ai putut observa că lucrul acesta se întâmplă. Ce anume păstrează această lege să funcționeze la fel de fiecare dată? Ce anume ține acest univers funcționând exact cum funcționează acum? Ce anume, de exemplu, este argumentul acesta pentru existența lui Dumnezeu, care mi se pare foarte bun, argumentul din oamenii de știință numesc problema, în engleză zice fine-tuning, de a reglării universului. Faptul că dacă noi, de exemplu, cu Pământul am fi doar puțin mai aproape de Soare, ne-am topi, doar puțin mai departe de Soare, am înghețat. Doar un pic mai înclinați într-o parte sau în alta și din nou viața n-ar fi posibilă pe
planeta noastră. Doar un pic mai repede dacă ne-am învârtit în orbita noastră și am zburat toți de pe fața Pământului, da? Doar un pic mai încet și gravitația ar fi așa de mare încât am fi toți trași în Pământ, am fi lipiți de Pământ, da? De ce lucrurile, nu numai că există exact cum trebuie ca viața să fie posibilă, dar de ce sunt păstrate exact așa? Păi, pentru că legea naturii. Și ce interes are legea naturii să păstreze lucrurile așa? Faptul că putem observa că niște lucruri funcționează nu este un răspuns suficient de bun la întrebarea de ce funcționează. Da? Ce motivație există, ce le ține, ce le împinge și așa mai departe. Și lucrul acesta este adevărat și din punct de vedere de închinare. Faptul că putem vedea că Dumnezeu este creatorul nostru, faptul că putem vedea că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, faptul că putem vedea că El menține toate lucrurile, este un motiv pentru închinare. Noi îi datorăm închinarea Lui. Dar motivația personală ne impactează cu mult mai mult. Și motivația personală este faptul că El este, în mod personal, Dumnezeul nostru. Nu este doar un Dumnezeu abstract, nu este doar un Dumnezeu distant, El este Dumnezeul nostru. Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii sale. Noi suntem oițele Lui, El este păstorul nostru, El este Dumnezeul nostru. Adică noi suntem ai Lui, să vedem relația aceasta, noi suntem ai Lui, El ne deține pe noi, este într-o relație cu noi, în care El are drepturi asupra noastră, iar în același fel, noi îl deținem pe Dumnezeu în sensul că îl putem atribui nouă. El ne dă de dreptul, prin dragostea Lui, ca să-L atribuim pe Dumnezeu nouă. Să spunem că El este al nostru. Să vedem faptul că El ne iubește, să ne bazăm pe acea dragoste. Lucrul acesta este absolut minunat. Ca să înțelegi că același Dumnezeu, care în mod universal este creatorul tuturor oamenilor, în mod personal este Dumnezeul tău. Este în relație cu tine. El se consideră responsabil pentru tine. Tu ești oița Lui. El este păstorul tău. El este responsabil să te hrănească, să te pască, să te păzească. Același Dumnezeu care a zis să fie acest univers este în mod personal Dumnezeul tău. Este un lucru absolut minunat. De aceea, salmistul începe cu acest adevăr, numindu-L pe Dumnezeu stânca mântuirii noastre. Este minunat ca să înțelegi faptul că Dumnezeu mântuie. Este minunat ca să înțelegi faptul că Dumnezeu a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să mântuie pe păcătoși. Este cu mult mai minunat ca să înțelegi și să crezi că El este mântuitorul tău. Că El a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să te mântuie pe tine. Că El a murit pentru tine. Că El mijlocește astăzi în ceruri pentru tine în mod personal. Că El a purtat în trupul Lui, în rănile Lui, prețul mântuirii tale. Închinarea ta va fi în mod drastic diferită atunci când motivațiile tale trec de la nivelul universal la nivelul personal. Atunci când Dumnezeul Creator devine Dumnezeul tău. Felul în care te închini, impactul asupra afecțiunilor tale este drastic diferit atunci când această chemare nu este doar una generală motivată, ci este una personală. Este una făcută din partea unui Dumnezeu care este stânca mântuirii tale. Dumnezeul tău. Dumnezeul care te-a creat și Dumnezeul care te-a răscumpărat. Această chemare și aceste motivații după aceea sunt urmate de acest avertisment. Acest avertisment în care psalmistul spune să luăm bine seama dacă astăzi am auzit glasul lui Dumnezeu. Dacă astăzi Dumnezeu ne-a chemat la El, ne-a chemat la închinare, ne-a chemat la laudă, ne-a chemat la mântuire, dacă astăzi am auzit glasul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, să luăm seama că există cu această chemare și cu aceste motivații un avertisment din partea lui Dumnezeu. Primul avertisment sau primul aspect al avertismentului este pericolul
cuvântului fără credință. Pericolul de a sta și a auzi glasul lui Dumnezeu, dar nu l-a întâmpinat cu credință. Pericolul de a sta și în mod mecanic auzi vestirea Evangheliei, auzi chemarea la închinare, a raționa toate aceste motivații, dar în inima ta, ele nu sunt întâmpinate cu credință. Lucrul acesta este arătat de psalmist și am văzut dimineața, este arătat și de autorul epistolei către evrei, ca și fiind împietrire. Atunci când ești prezent fizic, ești prezent mental, dar din punct de vedere al inimii, al credinței, ești total absent, în mijlocul adunării, în mijlocul prezenței și vestirii cuvântului Dumnezeu, atunci ești împietrit. Ai parte de cuvântul lui Dumnezeu, dar fără credință în Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Nu vă împietriți inimile. Nu stați nepăsători. Nu stați și lăsați lucrurile să fie doar la nivel rațional. Iar inimile noastre să fie împietrite și neafectate și netransformate de cuvântul lui Dumnezeu. Împietrirea aceasta, care ne arată psalmistul și care am văzut-o și dimineață, nu este doar pasivă. Vedem că al doilea pericol este că această pasivitate să devină agresivitate față de Dumnezeu. Să devină o opoziție activă față de Dumnezeu. Și psalmistul ne dă din istoria poporului Israel ceea ce s-a întâmplat în pustie. Spune, nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie. Dacă vreți să citiți acasă, în Exod, capitolul 17, vedem că la Refidim se întâmplă acest eveniment în care poporul rămâne fără apă. Și odată rămas fără apă, începe și cârtește împotriva lui Moise și cuvântul ne spune că, de fapt, cârteau împotriva lui Dumnezeu. Și vedem că revolta lor, această răscoală care se întâmplă acolo, această nemulțumire față de Dumnezeu, este așa de puternică încât Moise se duce înaintea lui Dumnezeu pentru că se teme pentru viața lui. Și nu este o metaforă. Moise realmente se teme pentru viața lui. Ăștia vor să mă omoare. Și tot întreabă, de ce ne-ai scos din Egipt doar ca să murim aici în pustie? După ce au văzut mâna puternică a lui Dumnezeu care i-a scos de sub robia egipteană, după ce au văzut felul miraculos în care Dumnezeu a lucrat, din nou, la prima încercare, încep și cârtesc împotriva lui Dumnezeu. Pentru că inimile lor erau împietrite. Deși au văzut revelația lui Dumnezeu prin miracolele făcute și deși au auzit revelația lui Dumnezeu prin profetul lui Moise, ei erau neafectați. Ei nu aveau credință în Dumnezeu. Și la prima problemă, la prima încercare, pentru că erau neafectați de cuvântul lui Dumnezeu, de revelația lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, pentru că aveau inimile împietrite, ei se răscoală împotriva lui Dumnezeu. Împietrirea lor este una activă. Mai degrabă sau mai târziu, pasivitatea ta față de cuvântul lui Dumnezeu va fi până la urmă manifestată în mod activ împotriva lui Dumnezeu. Lucrul acesta l-am văzut și îl vedem de multe ori în bisericile noastre prin acei oameni care o perioadă stau în mijlocul bisericii, foarte pasivi, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, el nu-i afectează, nu-i transformă și la un moment dat se ridică nervoși și supărați și încep și să opun față de biserică și încep și să opun față de conducerea bisericii și la un moment dat părăsesc biserica pentru că ei nu mai suportă așa ceva. Dar ei au fost împietriți întotdeauna. Ei au stat pasivi și nepăsători și la nivel de minte doar au ascultat cuvântul, dar la nivel de inimă nu s-a produs nicio transformare. În felul acesta au devenit din ce în ce mai împietriți. Și ca și poporul în pustie, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și îl ispitesc pe Dumnezeu. Masa și Meriba înseamnă ispită și ceartă. Înseamnă ispită și ceartă. Moise a numit acel loc ispită și ceartă pentru că a fost locul în care poporul a încercat, pentru că Dumnezeu poate fi ispitit, a încercat să-l ispitească, să-l pună la încercare pe Dumnezeu
și să ceartă cu Dumnezeul care i-a izbăvit de sub robia egipteană. De asemenea și noi, dacă stăm nepăsători, dacă stăm înaintea cuvântului, dar nu îl întâmpinăm prin credință, această necredință până la urmă se va transforma în răzvrătire, va fi activă împotriva lui Dumnezeu. În al treilea rând, este pericolul religiei generaționale. La versetul 9, la versetul 10, psalmistul vizează și această tematică este din nou atinsă în cartea evreilor, această problemă a celor care sunt de facto, sunt cumva din naștere și din obișnuință parte din poporul lui Dumnezeu. Versetul 9. Când strămoșii voștri m-au pus la încercare și m-au ispitit, deși îmi văzuseră lucrările. Acest pericol a oamenilor care fac parte, aparțin cumva. În Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, aparțineai poporului Dumnezeu, legământului vechi, prin naștere. Noul legământ nu este așa, deși în multe biserici lumea e lăsată cu impresia că dacă faci parte dintr-o familie creștină, ești cumva parte din familia lui Dumnezeu. Ceea ce este fals. Și foarte mulți oameni care fac parte sau aparțin, avem și terminologia asta în bisericile evanghelice, aparținător. El este aparținător. Nu există aparținători în împărăția lui Dumnezeu. Există copii, există înfiați, există oameni care sunt în împărăție și există oameni care nu sunt în împărăție. Cina Domnului te pune în față la această realitate. În câteva momente ne vom ridica, vom citi din Sfintele Scripturi care ne spun că trebuie să stăm înaintea acestui act, acestui simbol, să ne cercetăm și dacă am fost mântuiți prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, dacă l-am mărturisit în apa botezului, ne putem apropia de masa Domnului, declarând că suntem ai Lui, că facem parte din trupul lui Hristos, care s-a jertfit pentru noi. Dacă nu, va trebui să stai jos și să transmiți alt mesaj. Și anume, că tu nu aparții lui Hristos. Că tu nu faci parte din biserica Lui. Și că această separare temporară de câteva minute în care tu stai jos și restul stau în picioare va deveni veșnică dacă viața ta sfârșește în această stare. Nu poți aparține lui Hristos pentru că mama și tata sunt al lui Hristos. Nu poți aparține lui Hristos pentru că ai crescut baptist. Poți aparține lui Hristos dacă ești într-adevăr al lui Hristos. Dacă El este stânca mântuirii tale. Dacă El este Dumnezeul tău. Și poporul Israel a fost în mod și este în mod perpetu în această problemă a religiei generaționale. Ei se consideră și s-au considerat întotdeauna că lucrurile între ei și Dumnezeu trebuie să fie ok, pentru că până la urmă părinții noștri au fost ai Domnului. Bunicii noștri ai fost ai Domnului. De la Avram, noi suntem tot ai Domnului. Moise, Avram, Isaac, toți. Și noi avem pericolul acesta. Poporul român trăiește cu această impresie falsă că este un popor creștin. Evanghelicii mai ales și copiii evanghelicilor, baptiștii mai ales în România trăiesc cu această impresie falsă. Că faptul că fac parte din generație după generație de baptiști îi ajută cu ceva. Măi, totuși, până la urmă Dumnezeu, ce o să facă cu noi? Mama a fost baptistă, tata a fost baptist, bunicul, străbunicul. Mai ai discuții așa cu oameni care vin din familie și îți spun mărturia lor. Și printre primele lucruri, tata păstorea 10 biserici și bunicul a fost printre pionerii credinței. Și după ceea ce îmi spui tu și după ceea ce faci tu, tu te duci drept în iad. Nu mă interesează că bunicul tău va merge în cer, adică este deja în cer, sau că străbunicul. Și, dar el are o siguranță, pentru că el are o identitate generațională, care poate fi și un lucru bun, într-adevăr. Să ne uităm la strămoșii noștri și să vedem lucrurile bune și felul în care Dumnezeu a lucrat. Sau să vedem atunci când au călcat pe bec și Dumnezeu i-a pedepsit.
Asta trebuia să facă poporul Israel. De aceea este scris psalmul. De aceea apostolul în cartea Evrei aduce în discuție psalmul acesta. Că ar trebui să privim în istoria noastră și să vedem. Mama care n-a ascultat de Dumnezeu, uite cum a tratat Dumnezeu cu ea. Bunicul care s-a depărtat de Dumnezeu, uite cum a tratat Dumnezeu cu el. Biserica din care am făcut parte, care s-a depărtat de Dumnezeu, uite ce a făcut Dumnezeu cu ea și cum a pedepsit-o. Ca atare ar trebui să mă pocăiesc și dacă astăzi aud glasul lui Dumnezeu și mă uit la exemplul pozitiv și negativ al strămoșilor mei, ar trebui să nu stau nepăsător. Ar trebui ca să fiu activat în mine, ca să mă apropii de Dumnezeu. Avem și noi acest pericol. Să credem că noi suntem credincioși din strămoșii noștri. Dar credința nu se poate moșteni. Mântuirea nu se poate da din tată în fiu. Este o problemă personală între fiecare persoană și Dumnezeu. Între fiecare persoană și Domnul nostru Iisus Hristos. 4. Este pericolul zăbovirii. Pericolul acesta că mai este încă timp a procrastinării. Psalmistul spune, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu. Nu mâine, nu poi mâine, nu la anul, astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu. Astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu și nu ești împăcat cu El, te implor și sporuncesc, împacă-te cu Dumnezeu. Astăzi, dacă ești într-o stare de letargie spirituală și auzi porunca lui Dumnezeu ca să vii la închinare, nu sta nepăsător. Astăzi, dacă știi că viața ta este plină de păcate, nerezolvate. Astăzi, dacă știi că starea ta sufletească nu este așa cum ar trebui ca să fie înaintea lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Nu sta nepăsător. Nu spune, lasă că mâine voi face. Lasă că fac parte dintr-o biserică și va fi bine. Lasă că tot neamul meu a fost pocăit și... Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu mai zăbovi. Nu lăsa pentru ziua de mâine. Pentru că ultimul pericol care ne lată psalmistul este pericolul mânierii lui Dumnezeu. Dumnezeu care este îndelung răbdător. Dumnezeu care are atâta răbdare cu noi. Este și Dumnezeul care se mânie împotriva păcatului și împotriva păcătosului. Versetul 10. Timp de 40 de ani am fost mânios, am fost scârbit, scrie noua traducere, de acea generație și am zis, ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui și n-au cunoscut căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Am mizat pe bunătatea lui Dumnezeu. Pentru a nu te pocăi, este un joc foarte periculos. A miza pe bunătatea lui Dumnezeu pentru a te pocăi, este ceva magnific. Să știi că poți veni înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, cu căință, cu părere de rău, pentru starea ta spirituală, pentru păcatele tale, să știi că te poți prăbuși înaintea Dumnezeului care l-ai ofensat, și să mizezi pe bunătatea Lui că El te va ierta, nu pentru că tu meriți, este absolut magnific. Dar a miza pe aceeași bunătate ca să nu te pocăiești. Mă, Dumnezeu e așa de bun că n-are rost să mă pocăiesc astăzi. Cu siguranță dacă eu îmi văd de rătăcirea mea încă o zi, încă un an, încă 10 ani, Dumnezeu e bun și mă mai așteaptă. Este drăcesc și este un joc periculos. Pentru că același Dumnezeu care astăzi prin bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință, este același Dumnezeu care are tot dreptul și care mâine s-ar putea să te trăznească. Care astăzi își arată gloria și bunătatea Lui și mărăția Lui prin răbdarea Lui față de tine. Mâine să-și manifeste slava prin pedepsirea ta, prin judecata ta. A miza pe bunătatea lui Dumnezeu pentru a nu te pocăi
este un joc periculos. A continua să păcătuiești ca să se mulțească harul este o nebunie. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, răspunde prin pocăință și credință. Răspunde prin închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu sta nepăsător. Nu-ți împietri inima. Nu te expune la acest pericol de a-L înmânia pe Dumnezeu. Nu te expune la acest pericol ca Dumnezeului adevărat, care te-a creat, să-i fie scârbă de tine. Și să proclame acest jurământ în mânia Lui. Nu va intra în odihna mea. Prin acest ultim avertisment, prin care concluzionează psalmistul, avem și vestea bună. Și vestea bună este că există odihna lui Dumnezeu. Pentru toți cei care aud glasul lui Dumnezeu și răspund prin pocăință și credință. Pentru toți cei care nu stau nepăsători. Pentru toți cei care îl au pe Dumnezeu ca și stânca mântuirii lor. Pentru toți cei care îl au pe Domnul nostru Iisus Hristos ca și păstorul lor, ca și mântuitorul lor, ca și ispășitor pentru păcatele lor, există odihnă. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu și astăzi, dacă răspunzi prin credință și prin pocăință, ești în odihna lui Dumnezeu. Astăzi și pentru veșnicie. El este stânca noastră. El este mântuitorul nostru. Și El astăzi ne poruncește ca să ne pocăim și să ne încredem în El și să venim în laudă și în închinare. Pentru că este spre binele nostru și pentru că este spre slava Lui, care o merită prin faptul că El este Creatorul nostru și prin faptul că El este răscumpărătorul tuturor celor ce se încred în El. Dumnezeu să ne ajute ca și în această seară să auzim glasul lui Dumnezeu și să răspundem prin credință, prin laudă și prin închinare și prin pocăință. Amin.